Accidentul a avut loc aproape de intrarea pe autostrada București-Pitești. Afară era ceață densă, iar șoseaua era înghețată. Ambii șoferi mergeau însă cu viteză. Una dintre mașini a intrat pe contrasens și a fost lovită de cealaltă, care venea regulamentar din față. Kilometrajul uneia a rămas blocat la peste 130 de km la oră, iar cealaltă avea 80 de km la oră. Unul dintre șoferi, un jandarm, a murit pe loc. Cele două echipe de la descarcerare au fost nevoite să taie mașina pentru a scoate din mormanul de fiare. Am găsit o victimă încarcerată, și anume șoferul, vârsta aproximativ de 48 de ani. Din păcate, s-a constatat decesul de către echipa medicală de la Saj. Fiica jandarmului în vârstă de 14 ani, aflată pe bancheta din spate, a murit la spital din cauza rănilor grave. Mama ei se zbate între viață și moarte. Cea de-a patra victimă, aflată în cealaltă mașină, a ieșit pe propriile picioare din autoturismul zdrobit. A ajuns și ea la spital. Carosabilul este umed și de ceață. Mașina din spatele meu venea dinspre București. Și posibil să fie pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cauzele exacte ale accidentului.